exact asta de ori. Da. La telefonul copilului se prime semnalările cu privire la situația de abuz, neglijare și exploatarea copilului, se asigură consiliere telefonică și se intervine prompt în cazurile urgente prin intermediul echipei mobile. Din cele 282 de apeluri recepționate în perioada ianuarie-septembrie 2013, în cele mai multe cazuri s-a impus consilierea apelanților cu privire la drepturile copilului și informarea părinților cu privire la instituția căreia aceștia trebuie să se adreseze în vederea încredințării copilului sau acordării dreptului la vizită. La telefonul copilului sunt semnalate din ce în ce mai multe cazuri în care părinții nu se înțeleg în privința încredințării copiilor în caz de divorț și consideră că instituția noastră poate decide la cine rămâne copilul în caz de divorț, la mamă sau la tată. Precizăm că în astfel de situații este de competența instanței judecătorești să hotărască și nu de competența Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, care nu poate hotărâ la cine rămâne copilul în cazul divorțului părinților. În ceea ce privește cazurile de urgență la telefonul copilului, au fost semnalate situații în care se reclamă neglijarea copiilor de către părinți sau imposibilitatea acestora de a le asigura minorilor cele necesare creșterii și îngrijirii. Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2013 au fost sesizate 11 cazuri de neglijare a copiilor de către părinți și 12 cazuri de familii în dificultate din cauza situațiilor materiale precare și veniturilor insuficiente pentru creșterea copiilor. În cazurile în care familiile cu copii în întreținere se confruntă cu dificultăți materiale sau financiare, este de competența primăriilor din localitatea de domiciliu să sprijine părinții în îndeplinirea obligațiilor ce le revin cu privire la copil și să realizeze prevenirea separării copiilor de familie. Printre sesizările înregistrate s-au numărat cazuri de abuz fizic, exploatare prin muncă a minorului, precum și comportamente deviante ale copiilor, în care s-a impus intervenția specialiștilor. Cele mai multe cazuri însă au fost semnalate la copiii care au fugit de acasă, unde s-a impus intervenția atât a poliției cât și a protecției copilului.